Lungu are de trecut de acest sportiv excepțional care a fost într-o de-a lungul carierei Maitimo, campion în K1 de două ori, a câștigat Grand Prix-ul din Las Vegas în 2004, de asemenea campion al Grand Prix-ului din Hawaii în 2007. Maitimo luptă acum în cușcă, în circuitul Bellator, a luptat în ultimii 2 ani. A reușit să câștige acolo 3 lupte, a pierdut-o însă pe ultima. Maitimo trecut de 40 de ani, dar nici Sandu Lungu nu este foarte tânăr. 40 de ani trimis de Muntele Bihorului în acest an și un meci cu adevărat greu. Spuneai și tu, Sorin, de faptul că Sandu vrea să-și ia revanșa după înfrângerea aia din vară. E cam atipic să încerci să-ți iei revanșa cu un luptător mult mai bun decât cel care te-a învins, pentru că Maitimo este peste Cervinski. Este posesorul unei lovituri de pumn absolut incredibilă, poate cea mai puternică lovitură de pumn din istoria K1-ului. Ne aducem aminte de knockout-urile obținute de Maitimo, un special în fața lui Hong Mam Choi, despre care se spunea mai în glumă, mai în serios, că nu poate fi făcut knockout. Ei bine, Maitimo i-a dat un overhand de dreapta de la pus la podea și nu s-a mai ridicat colosul corean. Își face întreaga încușcă acum Maitimo. Obișnuit să lupte cu sportivii români Maitimo. Adversarul său are 39. Ultimul său meci în kickboxing a fost împotriva lui Raul Cătinaș. A pierdut la Arad. A fost o revanșă pentru Cătinaș, cel ce în primul meci fusese învins la Seul în Gala Final Elimination în 2010 de Maitimo. Sebi Ciobanu s-a descurcat bine cu Maitimo în Grand Prix-ul de la București, a reușit să câștige. La fel și Moroșanu, în 2009 l-a învins la Arad, însă după un extra round. Fost campion mondial de judo Sandu Lungu și acest lucru este foarte greu de realizat. Muntele Bihorului se bate în această seară într-un meci absolut istoric. Dacă va reuși să câștige, cu siguranță va fi cea mai mare victorie din cariera sa, o carieră întinsă pe mai mult de un deceniu în sporturile profesioniste, nu mai vorbim despre judo, acolo unde are nenumărate turnee câștigate și chiar titlul mondial. Îl vedem pe Sandu Lungu intrând în cușcă. Să nu uităm efortul depus de Sandu înainte de acest meci, a slăbit aproape 30 de kilograme. Spunea că n-a mai avut greutatea asta de la 19 ani. Da, este undeva la 150 de kilograme acum Sandu Lungu. Anul trecut avea 175. Vrea să ajungă undeva la 140 pentru la anul Sandu Lungu. Așa cum ne așteptam, Puia a intrat aici cu tot stafful lui Sandu Lungu. Îl vedem și pe Ciprian Sora. Este o variantă special pentru Sandu Lungu, a melodiei Pune-i la pământ. Unul dintre cei mai iubiți luptători din țară, Sandu Lungu, și a demonstrat asta în ani și ani de zile. A reușit să câștige meciuri înainte de limită, atât pe reguli de arte marțiale mixte, cât și în kickbox. Are propria sa academie și l-am văzut pe unul dintre elevii săi, Fieru Gărdan, reușind să ia titlul la 65 de kilograme. Spuneam, una dintre cele mai bune săli de MMA din țară. Să-l vedem însă pe Profesor la treabă în această seară împotriva lui Maitimo. Și cum am mai spus și cu altă ocazie, acest meci este comparabil cu confruntarea dintre Ionuț Iftimoaie și Ray Sefo. Cei doi s-au bătut la Rome Expo, în gala în care Maitimo s-a bătut cu Ciobanu
și chiar dacă nu mai erau la prima tinerețe, au făcut un meci memorabil. Hai, Sandule! Începe meciul. Sandu trebuie să fie atent la dreapta lui Mighty Mo, care a făcut atâtea victime. Se duce Sandu în clinch. Reușește, da, Mighty Mo să iasă. Încearcă să arunce acea dreaptă peste garda lui Sandu. Mighty Mo foarte bine a blocat Sandu. Vedeți și cu un low kick, Mighty Mo. Trebuie să se ferească Sandu de acea dreaptă. Se duce aproape Sandu Lungu și încearcă să-l ia în clinch pe Mighty Mo. Ar fi foarte greu acestuia să iasă de sub Sandu Lungu dacă va ajunge pe spate, însă deocamdată stau în picioare cei doi. Sandu Lungu foarte atent la reacțiile lui Mighty Mo, încasează acum lovitură de stânga. Au, ce dreaptă Sandu Lungu! Reușește el acum! Mighty Mo a prăvălit și victorie pentru Sandu Lungu, absolut incredibil! Ce se întâmplă în sala polivalentă? Mighty Mo își revine acum cu greu. Sandu Lungu cățărat pe cușcă la 150 de kilograme. Ce dreaptă pentru Sandu Lungu! Da. Și a rezistat cușca. Sandu Lungu a zburat efectiv pe cușcă la greutatea lui. Incredibil, această fantastică lovitură! A încercat câteva lovituri mai Mighty Mo, nu l-a prins pe Sandu. Însă la primul pun mai serios, Sandu Lungu a reușit să-l prindă din prima pe Mighty Mo și să-l trimită la podea. Dezamăgit Mighty Mo, nu se aștepta ca lupta să ia o asemenea turnură încă din începutul ei. Sandu Lungu încă nu se calmează, cea mai puternică lovitură de pumn, un român oare, a spus Sandu ceva mai devreme la cameră. Și iată finalul, această dreaptă în bărbie. I-a tras preșul de sub el lui Mighty Mo, câteva lovituri aici și a intervenit arbitrul Stelian Gheorghe. Coach. N-am văzut niciun protest din partea lui Mighty Mo la această decizie. A căzut pur și simplu pe spate Mighty Mo, iată-l. Da. După această lovitură de pumn au mai venit două lovituri, sigur nu la fel de puternice, însă Sandu Lungu, ce victorie la 40 de ani! Ce revenire după înfrângerea de astă vară, când propria greutate i-a adus o înfrângere, o muncă enormă la 40 de ani să slăbești 25-30 de kilograme ca să fii un sportiv mai bun, este un lucru de aplaudat. Victorie spectaculoasă pentru Sandu Lungu, iată că toată munca din acest an și din cariera lui Sandu Lungu are acest apogeu, o victorie extrem de spectaculoasă în fața lui Mighty Mo și da. În ce fel? Da, la asta m-am referit atunci când am spus că Sandu Lungu este dornic de revanșă, nu neapărat de revanșă în fața lui Cervinski. A fost foarte dezamăgit după ce a pierdut această luptă, tocmai de aia și această ambiție să slăbească 25 de kilograme, să aibă un meci cu nume mare, cu Mighty Mo, nu cu un luptător oarecare. Și iată, îl vedem acum victorios pe Sandu Lungu, un knockout fantastic reușit în fața lui Mighty Mo în prima rundă. Poate la anul va veni și revanșa în fața lui Cervinski. La forma pe care o arată Sandu Lungu acum, cred că îl va învinge și el pe Cervinski la revanșă. O victorie senzațională pentru Sandu Lungu în main eventul acestei gale. Noi revedem încă o dată luptura, nu mai plictisim de ea. Nu uitați, cele mai tari knockout-uri, inclusiv cele în 5 și 6 secunde înregistrate în această gală, le vedeți pe www.sport.ro. Au fost pentru dumneavoastră Sorin Ristea și Florian Ceafălău. Rămâneți pe sport.ro.